România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cazul de astăzi s-ar putea să spună mai multe despre noi decât tulburările zilnice pe care le trăim uneori aici. Întâmplarea despre care vom vorbi are mai multe semnificații, poate pentru noile generații, mai atente la bunăstarea lor fizică și psihică. Și nu e nicio surpriză că povestea începe de la un om de 20 și ceva de ani. O să încerc să spun cât mai simplu pentru cei care nu au urmărit fenomenul. Și atenție, aceasta nu este o poveste despre sport. Aceasta este o poveste despre acceptare, despre modul în care funcționăm astăzi și despre probleme pe care le vorbim mai puțin. Așadar, jucătoarea de tenis, Naomi Osaka, câștigătoarea 4 turnee de mare Grand Slam, de Mare Slam, una dintre cele mai mari sportive din istorie, s-a retras de la Roland Garros după ce a refuzat să vorbească cu presa. Ea a anunțat că nu vorbește cu ziariștii chiar de la debutul turneului din cauza stărilor de anxietate pe care îi le stârnesc conferințele de presă. Organizatorii nu numai că au amendat-o, dar într-un comunicat al tuturor marilor turnee, ei au anunțat că dacă va continua pe aceeași linie, va fi și amendată, dar și suspendată de la toate marile competiții. A fost un răspuns neobișnuit de dur. Posibil că multă lume s-a așteptat în ziua aceea ca Naomi Osaka să dea înapoi. Ea mai dăduse exemple de fragilitate și în alte contexte și la alte competiții. Dar jucătoarea niponă a anunțat că pleacă cu totul de la turneu. Ea a mai spus că suferă de depresie din anul 2018 și că ce îi se cere acum este peste puterile sale. Pur și simplu, întâlnirea cu presa, mai ales după un meci pierdut, îi face rău, spune ea. Ea a spus că va reveni după o vreme în turnee, că se va odihni, dar le-a cerut organizatorilor să găsească soluții ca toți jucătorii să beneficieze de ajutor în această chestiune. Iar în urmă cu câteva minute i s-a alăturat și Novak Djokovic, care a spus, domnule, ceea ce fac organizatorii de mari turnee nu este decât să-și protejeze drepturile lor și interesele lor. Întâmplarea a dus la un val de reacții de susținere, dar a ridicat și multe întrebări asupra comportamentului sportivei. De exemplu, Serena Williams și Corey Goff spun că o înțeleg, că o sprijină. Sunt jucători care la rândul le povestesc cât de greu este să participi la o conferință de presă, mai ales după ce ai pierdut și primești întrebări legate de starea ta personală, despre jocul tău, despre greșelile comise. Gândiți-vă și rememorați un pic momentul cu Simona Halep după ce a fost înfrântă de Ostapenko, atunci când a venit plânsă și dărmată după o victorie, după o înfrângere neașteptată, da? În mod clar, ea trăia o dramă. Ce să o mai întreb? Dar totuși, trebuia să fie acolo. Pe de altă parte, mari sportivi și jurnaliști spun așa, ai contract, trebuie să vorbești. Ai semnat, câștigi mulți bani, ești obligat să vorbești cu publicul. Unul dintre ei este Boris Becker, așa spune. Chiar dacă o faci prin intermediul presei. În fond, milioanele multe, banii pe care un muritor obișnuit nu-i poate câștiga într-o viață, vin cu niște sacrificii. Faima, celebritatea, viața bună asigurată pe mai multe generații, nu? Că despre asta e vorba, costă și asta ceva, adică nu poți să le ai pe toate deodată. Chiar dacă presa nu este cea mai corectă instituție a lumii. Dar mai e ceva, poate și mai important pentru fiecare dintre noi. Fata asta capricioasă, poate. Poate obosită, cu niște probleme importante, cu siguranță, ne pune o oglindă în față. Și ne spune niște lucruri, așa. Eu, de la înălțimea ea, mea, spune Naomi Osaka, pot să vorbesc despre niște probleme pe care le au toți oamenii, dar nu au cui să le spună și nici cine să le asculte. Sunt probleme pe care societatea noastră le ignoră, nu vrea să le audă, dar nici măcar nu-și pune semne de întrebare asupra lor. Mă refer la sănătate mentală, la frica pe care o ai de a vorbi despre tine, la frica de a vorbi în public. Știți cum e și pe la noi. Ți-e teamă să mergi la psiholog, să nu zică lumea că ești nebun. Da? Și mai e ceva. De exemplu, voi la muncă ați putea să le spuneți șefilor voștri, astăzi am un ghem în stomac și mi-e atât de rău și atât de frică și am o presiune atât de mare pe mine încât nu știu ce să fac. Simțiți asta vreodată și
aveți curaj să o spuneți? Adică vi se întâmplă? Da? E un lucru foarte greu ca un om să spună despre el că este vulnerabil. Asta e o valoare pe care noi nu o acceptăm în societate și de multe ori nici nu ne uităm. Spune, hey, vulnerabil. Ce e asta? 0372069599. Despre vulnerabilitatea unui om bogat, dar nu numai a lui. 0372069599. Ce părere aveți despre acest caz? Poate un sportiv, o celebritate, să refuze dialogul cu presa invocând această anxietate? Cum ar trebui societatea să răspundă unor astfel de situații? Și voi puteți invoca o astfel de stare în problemele apărute la muncă? Așadar, prieteni, de aici pornim. 0372069599. Primul care vorbește la România în direct este Alexandru. Salutare! Bună ziua! Încerc să fiu cât se poate de scurt. Sunt două jumătăți ale problemei pe care nu putem să le separăm. Una dintre jumătăți este, da, a procedat corect din punctul meu de vedere, cel puțin. A procedat corect fata că s-a retras. Asta este, n-a putut să țină, să poată să susțină niște răspunsuri la o conferință de presă. Are presiune psihică. Ok, s-a retras. Din punctul meu de vedere este foarte corect ce a făcut. Și a doua jumătate este, bineînțeles, semnarea acestor contracte. Adică semnezi contractul, știi de la început în ce te bagi, știi de la început că o să trebuiască să fii prezent la conferința de presă și trebuie să fii prezent la conferința de presă pentru că așa ai semnat. Și de aici încolo putem să vorbim despre presiunile mari care le au sportivii ăștia, putem să vorbim despre orice om care are libertatea să se retragă dintr-o chestie de genul ăsta, chiar dacă suportă consecințele. Cel mai bine este să îți dai seama de dinainte ce consecințe vor fi și să nu le suporți, să nu te bagi deloc. Dar deocamdată fata a procedat corect din punctul meu de vedere și presiunile sunt foarte mari pe problemele astea cu sportul. Pe de altă parte, vă rog frumos, rețineți câți oficiali și ai noștri și din toată lumea asta spun la conferințele de presă, nu răspund la întrebarea asta. Adică nu o spun așa, dar o spun, hai, întrebarea următoare, vă rog. Adică fata nu judeca cu același, vezi, știu eu, e liberă să nu răspundă, nu judeca cu același taler, pentru că aici nu vorbim de oficiali în funcția publică. Oamenii aceia, sigur că sunt legați, sunt ținuți să răspundă în fața noastră. Este evident că atunci când te-ai suit într-o funcție publică, trebuie să dai diverse răspunsuri. Aici e un mecanism mult mai complicat, pentru că ea răspunde în fața celor care au plătit biletul. Adică ai plătit bilet să te uiți la meci din tribună, ai plătit bilet, știi că plătești, tu chiar dacă nu te uiți la meciurile astea, tu știi că plătești biletul acolo, nu? Adică canalele astea care transmit meciurile vin în casa ta pe niște bani care se adaugă la abonamentul tău. Te uiți, nu te uiți, banii se duc acolo și se duc și în buzunarul ei. Și ea aici e ținută contractual de un, cum să zic, de banii aceștia pe care îi primește de la fiecare dintre noi, de la toată planeta asta. Asta e marea problemă în această situație. Și atunci te întreb, e corect să refuze? Bineînțeles că e corect. Acum, de data asta, este corect să refuze pentru că a fost și penalizată, a și plătit refuzul ei și cel mai corect ar fi să stea o vreme până îi trece depresia asta, până iese ea din partea asta psihică a ei, să stea o vreme pe bancă, să stea o vreme fără să joace, până când se va simți mai bine. Depresia asta, cum spuneai și tu, acum 20 de ani, dacă vorbeam despre depresie, mă rog, o tratam cu o bere. Din păcate, în ziua de astăzi, probabil că presiunea, mai ales pe sportiv și mai ales pe tenis, presiunea este enormă, din punctul ăsta de vedere, de acord. Dar ce o împiedică pe fată să nu mai participe la alte turnee până când nu se recuperează psihic? Să fie lăsată în confortul ei. Da, își vadă ea de treabă. E foarte adevărat, numai că bănuiala mea este că ceea ce și-ar dori și ea și alții este să și participe la turnee, dar să nu aibă această obligație. Eu așa înțeleg lucrurile și cred că aici e ceva mai mult de discutat. Alexandru... Și eu mi-aș dori, te rog frumos, doar lasă-mă să fac o remarcă, și eu mi-aș dori să lucrez 2 ore pe zi și să am un salariu de 10.000 de lei pe lună.
Și eu mi-aș dori treaba asta. Da. Din păcate, asta este. Dacă s-ar putea, da. Vezi, așa ne ține viața. Mulțumesc tare mult. Vezi, argumentul ăsta, tocmai argumentul ăsta îl spune ea. Dom'le, da, adică eu vin aici și îmi fac meseria, îmi fac meseria de sportiv, vin, joc, nu mă puneți în situația de a-mi deschide sufletul în fața unor necunoscuți. Nu vă este de ajuns bucuria asta a jocului? Asta încearcă să ne spună această sportivă. Andrei, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, salut și mă bucur să vă aud și faptul că abordați un subiect care deja are câteva zile în spate, să zic așa, din punctul ăsta de vedere. În ceea ce privește subiectul actual cu Naomi, aici aspectele sunt împărțite în două, aș spune. În primul rând este ideea sau boala, de fapt, depresia, fiindcă depresia, până la urmă, este catalogată, din câte știu eu, ca fiind o boală a ultimilor ani. Și este catalogată ca și o boală și care se tratează și, prin urmare, intră la categoria de boală. La modul general, e bine ce a făcut, faptul că a conștientizat că are o depresie este ok, faptul că a afirmat că are o depresie și și-a asumat acest lucru și și-a asumat boala, de fapt, pe care o are, este un lucru ok. Dar asta este un aspect general. Însă, revenind la aspectul punctual al depresiei, în ceea ce o privește pe Naomi Osaka, aici un pic subiectul este diferit sau comportă niște nuanțe destul de importante. Fiindcă vorbim despre cine? Despre Naomi Osaka, care este numărul 2 mondial, a câștigat 4 Grand Slam-uri până acum și mai multe turnee ATP, asta unul la mână. Pe de altă parte, susține că din 2018 are această depresie, ceea ce este un pic ciudat din punctul meu de vedere, fiindcă un jucător de tenis să poată să ajungă să câștige 4 Grand Slam-uri, da? Să câștige alte titluri pe ATP, să fie numărul 2 mondial, el trebuie să aibă o tărie de caracter foarte, foarte puternică și, în același timp, o forță psihică foarte puternică. Și să vii acum, susținând că tocmai din 2018 tu ai o problemă de depresie, dar tu, pe de altă parte, ai o tărie de caracter și o forță psihică ca să câștigi Grand Slam-uri în perioada asta și turnee de ATP, e aici ceva, din punctul meu de vedere, nu mi se pare... corect și fair. Știi cum suntem aici? Nici eu, nici tu, nu suntem psihologi, medici, nu știm cum își canalizează emoțiile. Ea spune că e rău la conferințele de presă. Mă rog. Mie mi se pare greu de acceptat ideea că nu poți să suporți niște întrebări din partea presei, dar pe de altă parte ai tăria de caracter și forța psihică să răstorni eventual un rezultat, să câștigi titluri. Se știe că se câștigă foarte greu și nu oricine poate să facă și trebuie să aibă un caracter foarte puternic. Dar nu poate să răspundă la niște întrebări, ok, poate unele mai personale din partea, Ia fii atent un pic. E în felul următor. Ea nu este antrenată să vorbească. Ea e antrenată să alerge, să aibă o bună coordonare între ochi și mână. Da, foarte mulți sportivi. Ideea e că diferența între campioni, câștigătorii de Grand Slam, dar și niște jucători de tenis profesioniști, dar care nu câștigă Grand Slam-ul, tocmai aici se face, din diferența de tărie de caracter și forță psihică. Uite, și are la tine, toate, deci nu pot la tine este admirabil că reușești să vorbești în spațiul public, știi? În momentul acesta ne ascultă 500 de mii de oameni. Dacă voi începe să spun niște întrebări mai complicate despre tine și despre starea ta și lumea te-ar ști și tu știi că ești Andrei, ți-ar fi ușor să exprim părerile astea? Păi, în primul rând, un jucător de tenis la nivelul lui Naomi, cred că își asumă de la bun început aceste lucruri, ca și orice, nu știu, vedetă să o luăm, nu neapărat de tenis, o vedetă și de fotbal, și de muzică, de orice. În momentul în care ai acest job, deja se subînțelege că aceste aspecte personale, cu bune, cu rele, pot să-ți vină la un dat din urmă sau mass media să sape. Sau chiar și politicieni, de altfel. Deci, e vorba de persoane publice, sigur, până la urmă. Și trebuie, e o chestie pe care trebuie să ți-o asumi și știi de la început că dacă ajungi la un anumit nivel,
te întâlnești cu aceste chestii și ea este totuși, are niște ani buni în tenis la nivel, la nivel de top. Concluzia ta care ar fi? Concluzia mea că strict punctual pe cazul Naomi este, nu știu, cred o copilărie pe care o face. Fiindcă dacă n-ar mai fi câștigat turnee de Grand Slam sau turnee ATP și n-ar fi fost numărul 2 mondial, da, aș fi zis, domne, da, are probleme de depresie, nu s-a putut concentra, n-are forța psihică să treacă peste. Societatea... Adică eu le-aș lega între ele. Sigur, și dar atâta timp cât ea dovedește chestia asta, mi se pare o copilărie, sincer, ce face ea acum. Nu zic că nu are, dar, nu știu, mi-e greu să cred că poți să ai depresii, dar să ai suficientă tărie de caracter și forță psihică să câștigi turnee, nu societatea... doar niște meciuri. Societatea nouă, îți mulțumesc mult, societatea nouă și generațiile ei au pus o linie între chestiunea asta. Când un om spune sufăr de depresie, acolo te oprești, pentru că nu știm, nu putem judeca asta. Nu știm nicio secundă ce e în sufletul lui. Habar n-avem. Deci ăsta este adevărul. Și acestea sunt limite trasate în noua lume în care nu vrem să-i rănim pe alții. Vă aduceți aminte și de cazul celebrei prințese Meghan Markle, care a spus, domnule, eu sufăr de depresie, sau am suferit de depresie în perioada în care stăteam acolo la palat. Și toată lumea a zis, băi, cum să ai, mă, depresie când stai acolo? Și la fel și cu Naomi Osaka, este cea mai bine plătită sportivă din lume în ultimii ani. A câștigat 55 de milioane de euro, de dolari, în anii trecuți. Băi, nene, la suma asta pare pentru noi muritorii de rând că nu poți să suferi de depresie, da? Adevărul este că habar n-avem ce e în mintea acestor oameni. Dacă ei spun, băi, mi-e rău de nu mai pot aici, ce argument avem noi să nu-i, să nu-i credem? Ștefan, salut, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, și pe toți ascultătorii tăi. Cu tot respectul pentru emisiune, mi s-a părut un pic cam deplasat comentariul de mai devreme că ce a făcut Naomi este o copilărie. Din contră, mie mi se pare un mare act de curaj. De ce? Pentru că, pe de-o parte, dintre majoritatea bolilor pe care le poate avea un om, să recunoști că suferi, să recunoști public în fața întregii planete că suferi de depresie, este un oarește act de curaj. Pe de altă parte, a dovedit și un act de mare responsabilitate, în sensul că ea a tratat, noi știm pe Naomi Osaka, este o sportivă mai cu picioarele pe pământ, mai calculată, mai nu știu cum să zic așa. Și mie mi s-a părut un act de maximă responsabilitate, în sensul că această depresie a tratat-o public ca pe o accidentare. Deci exact cum Înțeleg că ești mai public, documentat domnule, decât noi, da, e ca o accidentare. Nu, sunt astăzi. Documentat, da. Nu sunt documentat, eu sunt la bază economist, acum stagiu de vânzări, deci n-am niciun studiu. Ștefan, fii atent, asta. Știi care e povestea? Foarte mulți dintre noi ne uităm și spunem așa, și e greu să trecem hopul ăsta. E unul dintre cei mai bogați pământeni, cei mai celebri. Cum are tot ce vrea de la viață? Tot. Cum îți explici? Dar ea acum a fost foarte responsabilă și a spus clar, exact cum o jucătoare de tenis spune, domne, am glezna făcută praf, sunt accidentată, voi lua o pauză. Așa a zis și ea. Domne, am probleme cu depresia, trebuie să iau o pauză. Punct. Fără alte explicații de care nu este obligată să le dea. Pentru că, până la urmă, chestia asta are și o oarește parte personală, intimă. Ea a spus clar, decât să rămân în acest turneu în care să creez disensiuni cu organizatorii, discuții și poate chiar opinii negative din partea opiniei publice, eu am problema asta, până o rezolv, mă retrag. Și cu asta basta. Mi s-a părut un act de mare responsabilitate. Mi-ar fi plăcut și de onoare să o facă înainte de turneu. Adică ea a tratat și cu o doză de... Eu cred că a tras de ea. Eu cred că a tras de ea. Dacă a avut problema asta din 2018, eu cred că a tras de ea. Eu cred că a crezut că... Hai să fim serios. Nu știu. La un moment dat în viața mea, cred că și eu am avut un episod din acesta și poate
și alții și, și cum toți e? Cred cum, că cum, cum l-ai punem, tratat? Hai să trag de mine, hai să o rezolv, hai că trece, hai că o fi, hai că o păți. Cum, ți-ai, cum ai trecut de episodul ăla? Că asta voiam să știu. Cum, cum l-ai interpretat și cum l-ai trecut? La mine s-a materializat și în vreo 4-5 episoade de atac de panică. Și cu ajutorul, mai întâi cu ajutorul familiei care m-a convins să merg la doctor și după aceea am avut marele noroc ca doi medici cardiologi care eu credeam că am ceva la inimă, că știi, atacul de panică se manifestă cu probleme, cu tensiune ridicată, cu bătăi puternice de inimă și mai departe. Amândoi medici cardiologi mi-au zis, măi, omule, stai liniștit, inima ta e ok, ai suferit niște atacuri de panică, e perfect normal. Și te-ai dus la un psiholog sau ai făcut ceva de genul ăsta? N-a mai fost nevoie, pentru că unul din medicii cardiologi mi-a dat câteva sfaturi cum să tratez atacul de panică în momentul în care se declanșează și după. Și acele sfaturi sunt niște sfaturi practice pe care le poți face singur, nu neapărat ajutat de cineva. Și acele sfaturi mi-au fost extrem de folos, în sensul că am știut să-mi gestionez atacurile de panică și să le minimalizez până când mi-au dispărut de tot. Bravo! Uite, asta e foarte interesant. Și adică ai recomanda unor oameni care trec prin situația asta să vorbească cu cineva, bănuiesc că asta e, nu? Mergi, stai dacă de vorbă. Ai timp să facem o pauză de o paranteză de un minut, pot spune public, dacă se ajută și pe alții. Dă-mi un sfat, adică ai, uite, nu un minut, dar 30 de secunde. Spune-mi care e lucru cel mai 30 important. 30 secunde. Primul pas este conștientizarea. În momentul în care apar simptomele de atac de panică, cum erau la mine, bătăi puternice de inimă, o respirație grea, mâini, picioare amortite și senzația aceea de sfârșeală, senzația aceea că aoleu, se întâmplă ceva rău cu mine din punct de vedere medical, în momentul ăla primul pas este conștientizarea. Adică tu să-ți spui singur că, băi, ăsta este atac de panică, nu am nici infart, nu am nici atac cerebral, nu am nici alte OZN-uri, ăsta e un atac de panică. Foarte interesant. Deci, în primul rând, e conștientizarea. Mulțumesc. După care, doi, este autoliniștirea, adică să așezi, respiri puternic, să respiri în aer liber sau la un geam dacă ești în casă, să te gândești la cei din jurul tău, să dai un telefon cuiva foarte apropiat, o voce prietenoasă, apropiată, familiară, să face bine. Care să te liniștească. Mulțumesc tare mult, am mai învățat ceva astăzi. Poate va trebui să facem o emisiune, nu? Uite aici, în ochii lui Sorin Niculescu, care cu mine facem la un moment dat o emisiune, să chemăm un psiholog să ne povestească mai multe. Dar totuși, un om care este atât de antrenat în fața unor greutăți, are atât adrenalină și este antrenat să aibă instinct de prădător pe teren, poate fi atât de vulnerabil în afara lui? Adică după ce te-ai dus și ai purtat o bătălie pe viață și pe moarte, te poți speria cam să te întreb, dar de ce nu joci atât de bine pe zgură? Oana, salutare! Ești la România în direct. Bună! Abordarea mea poate e un pic diferită. Eu n-am înțeles și n-am să înțeleg, cred, niciodată de ce credem noi, ca public, da, că ne datorează ceva un performer. Ai spus că de ce un individ așa de cu o structură așa de puternică, care reușește să întoarcă rezultate pe terenul de tenis și așa mai departe, cade psihic în fața unei în fața presei, da? Păi e normal, sunt altele mecanismele de apărare, da? Pe teren joacă, pe teren știe ce face, pe teren controlează jocul, e pregătită pentru asta. De cele mai multe ori presa o judecă. O judecă că n-a performat, o judecă că a dat o pasă greșită, o judecă că ce ai făcut, ce ai mâncat, de ce n-ai dormit, de ce ești obosită, ce dietă faci, când te retragi, de ce nu te retragi și așa mai departe. Da, părerea mea că fiecare întrebare vine cu o judecată, dar... Păi și atunci de ce s-ar pune în situația asta conștientă
când ea nu se simte pregătită pentru asta. Uitați-vă ce se întâmplă cu toată faima. Eu nu sunt microbistă. Mie mi-e simpatic Hagi pentru că e simpatic și pentru că a reprezentat ceva pentru fotbalul românesc. Mie mi-a rămas mai degrabă în cap expresia aia să fie bine ca să nu fie rău, care îi se atribuie lui, poate greșesc, dar probabil că are și alte... Da, da? Păi e corect ce facem? Da, e corect cum terfelim? Hagi primește și imens de multă dragoste pe lângă acest gen de mici râsete, calambururi pe care le faci. Nu știu dacă lui îi plac. L-ați întrebat vreodată el cum privește miștocăreala asta ieftină? Și plus, atenție, toți ceilalți spectatori suntem niște nulități. N-am avut niciun moment de glorie. Nu, da? Stai un pic, de ce suntem? Că nu suntem niște nulități, suntem niște oameni obișnuiți care vrem o poveste. Nu, nu e adevărat. Fiecare în viața lui, că n-am fost celebrități. Dar n-am avut niciun moment de glorie. Uite, poate e cazul meu, vorbesc din punctul meu de vedere. Nu am excelat niciodată într-așa măsură încât meritele mele să fie recunoscute, nu știu, de o tribună. Și asta ce înseamnă? Că nu ai voie să pui o întrebare? Da, exact. Nu, că n-am voie să judec performanța unui sportiv care muncește așa cum muncesc sportivii ăștia. Ei muncesc foarte mult și noi venim în tribune, asta e de când lumea, de când a apărut Olimpiada. Oamenii stau în tribune și judecă și povestesc și întreabă de ce. Este natura umană. Ce îmi spui tu mie acum este să refuzăm natura umană. Adică să nu ne mai punem întrebări, să discutăm. Eu nu vorbesc despre publicul care aplaudă sau nu aplaudă sau huiduie sau așa mai departe. Eu vorbesc de tirul pe care, la care supune presa un performer. Indiferent în ce domeniu. Asta e adevărat, dar fii atent. Aici lucrul său vine cu niște bani. El face parte dintr-un mecanism. Acești oameni câștigă într-o săptămână cât noi nu câștigăm într-o viață, Oana. Nu cred că asta ne dă permisiunea să dar mulți viața dintre personală. Noi, mulți dintre noi nu îi întreabă întotdeauna de viața personală, îi întreabă în general de tine. Sunt și întrebări, dar acolo uite cum să spun. În momentul, conferința de presă e un spațiu foarte democratic în care poți fi întrebat de oricine, orice. Restul interviurilor pe care le vezi sunt marketate, adică sunt ca urmare a unor înțelegeri între campioni și diverse instituții media sau canale de comunicare. Doar aici îți garantez că la conferința de presă e o sinceritate mare. Și tu, în acest moment, chiar dacă nu ești interesată de tenis de Roland Garros, plătești un bilet acolo. Știi că se întâmplă chestiunea asta? Și mulți oameni vor, în schimbul banilor pe care îi dau, să afle ceva mai mult. Vor să analizeze un moment de pe teren, vor să analizeze o mișcare, o tulburare a sportivului respectiv. Suntem curioși. Da, eu personal nu sunt o persoană într-atât de curioasă cât să intru cu bocanci în viața celorlalți. Da, ce zic? Știu, asta e dusă la extrem. Eu simpatizez cu Naomi Osaka și îi apreciez, și așa cum a zis eu... antevorbitorul meu, chiar a fost o dovadă de curaj. A fost o dovadă să-ți de curaj. Să-ți recunoști sensibilitatea și eu aș prefera ca gestul ei să genereze un curent. Fiți atenți, există deja un curent, ia să-mi scrie acolo. Oana, mulțumesc tare mult, Diana, o secundă. Pe publicația lead.ro există un articol scris de Laurent Balint, este unul dintre prietenii mei, lucrează în marketingul sportiv, el propune o soluție la chestiunea asta. Vrei să joci și să faci doar sport, ești plătit puțin. Adică, în loc să iei 100.000 de euro la un meci, iei 10.000 de euro. Vrei să și comunici cu publicul? Stabilești niște trepte de înscriere la conferințe de presă, la interviuri și suma ajunge înapoi la 100.000 de euro ca să poată și sponsorii și publicul să primească ceva în loc. Citiți-l acolo, pe lead.ro. Despre trăirile astea, vă recomand și articolul lui Andrei Țoca pe 30.0.ro, foarte important articol despre relația dintre presă și jurnal. Dar și ce a scris Cristian Tudor Popescu în Gazeta Sporturilor. Ca să termin ideea, acolo mă găsiți și pe mine vorbind despre același lucru. Diana, salutare! Cum vezi povestea asta? Bună ziua! Vreau să încep prin a spune că nu sunt nici fan tenis,
nici nu prea mă interesează despre... Da, nu e o discuție despre tenis. E o discuție despre oameni. Dar am sunat pentru că sunt... Am studii în domeniul sănătății mentale și pe lângă asta am locuit 5 ani de zile cu o persoană care luptă cu depresia și cu anxietatea deopotrivă. Colega mea de cameră la cămin. Și efectiv am simțit că mă înfuri când am auzit câteva dintre persoanele care au vorbit înaintea mea. Stai așa o secundă, ne tragem respirația, Sorin coboară calea cât trece salvarea, orașele mari sunt aglomerate și cu probleme, hai să vedem. Diana? Că se îndepărtează. Sigur. Așa, spune-ne poveste. Depresia este o boală care te apucă din orice. Poate să fie un trigger, poate să fie, de exemplu, cum e depresia postnatală, după ce naști. Dar depresia și anxietatea sunt boli care te pot lovi din neant. De aia sunt persoane care, căsătorite, cu copii, cu cariere extraordinare, s-au sinucis. Și mereu e întrebarea, dar ce s-a întâmplat? Ce au avut ei atât de grav? Cu ce i-a nemulțumit? Dar nu e vorba de nemulțumire. E vorba de un dezechilibru între hormonii din creier. E un domeniu care nu este încă studiat suficient, nu sunt suficient de multe tratamente și cele mai bune pastile pentru a trata depresia, de exemplu, sunt ok cam până la 50% din populația cu depresie. Deci nici măcar tratamentele nu sunt foarte accesibile și foarte bune. Prin urmare, în momentul în care discutăm despre sănătate, trebuie să ne oprim din a mai separa sănătatea mentală de sănătatea fizică. Pentru că dacă Naomi Osaka ar fi spus în mijlocul turneului, m-am lovit la gleznă și efectiv nu mai pot să alerg, e altceva. Adică ar fi fost altceva. Și lumea ar fi zis, fair enough, asta e, fata nu mai poate să meargă, deci nu mai poate să... Dar Ian a zis că nu poate alerga. Ea a zis, nu vreau să vorbesc cu voi. Da, dar trebuie să facem și diferența. Și am mai spus câteva persoane înainte mea. Trebuie să facem și diferența. Ea este foarte bună la tenis. Nu e în fișa postului. Nu înseamnă că și trebuie să accepte și să discute atât de mult în conferințele de presă. Și în fișa postului cam scrie să vorbească. Adică ea semnează că vorbește. Încă o chestie pe care nimeni n-a spus-o. Trebuie să fim onești cu noi înșine și să recunoaștem faptul că atletele de sex feminin primesc de obicei alte întrebări față de atletii de sex masculin. Când e ultima dată când a fost întrebat Novak Djokovic de copii? Când a fost ultima dată întrebat Novak Djokovic de... Nu știu, dar asta cât mănânci? Eu și acum mi-aduc aminte când, după ce a câștigat Simona Halep Roland Garrosul, m-am uitat pentru că eram și eu bucuroasă, deși nu eram super mare fan tenis, printre primele întrebări. Și o familie când începe, Simona? Când? Ce treabă avea întrebarea asta? Simona Halep, ani de zile a primit întrebări despre operațiile estetice și nu numai, sau estetice sau necesare de altfel. Asta e un tip de exagerare. Chiar și acum 2 ani a primit. A primit o întrebare la Grand Slam la Roland Garros după o performanță bună, după care în culisele presei de acolo... Și avea rostul acea întrebare? Nu și avea rostul, dar lucrurile s-au setat. Adică viața nu curge perfect. Însă, aici apare această chestiune. Noi nu înțelegem acestea. Sportivii nu spun în felul următor, nu vorbesc cu răutăcioșii. Sportivii au pedepsit întreaga presă. Publicații precum 30.0.ro, care e una dintre cele mai bune publicații din România și care scrie aplicat despre tenis, nu are șansa să vorbească cu o mare campioană pentru că ea e supărată pe restul lumii. Vezi, aici sunt niște nuanțe la care și Dar are dreptul să fie supărată dacă ea suferă de depresie și de anxietate. Nu înțeleg de ce punem la îndoială chestia asta. Dar eu n-am pus la îndoială că suferă, în emisiune că trag o linie. Au pus foarte multe persoane care au vorbit înaintea mea la îndoială chestia pentru asta. Oameni... Cum se poate să aibă probleme? Cum se poate să aibă depresie? E o întrebare valabilă pe care și-o pune toată lumea. Cum se poate la care poți să-ți răspunzi foarte ușor consultând Google și citind un articol de bază despre depresie. Ca să înțelegi că, de fapt, omul care are depresie poate să fie pe vârful Everestului, din orice punct de vedere, să fie foarte... Și un singur moment, o singură clipire
se dea o cădere și în momentul ăla totul s-a năruit. Adică este foarte, foarte greu. Eu am experiențele cu persoane apropiate mie care au avut depresie și anxietate și a început ziua bine, totul ok, mă pregătesc pentru un interviu la job, am plecat, m-am îmbrăcat frumos, totul este ok, am ieșit pe ușă și după 5 minute s-au întors prin gând pentru că efectiv a venit un val peste ei. Adică este foarte complicat și cred că, dar bine, asta nu este o problemă doar a românilor, este o problemă geografică a noastră. Sigur că da. Noi l-am așa Nu noi, că generalizarea face rău. Oamenii au dreptul la tot felul de păreri. Există deja o generație și există deja curente foarte mari care vorbesc despre asta. Și asta a fost și intenția mea în emisiunea de astăzi. Să și vorbim despre asta. Modul în care societatea noastră acceptă lucrurile astea. E un și prim pas, mă bucur foarte mult că ați făcut chestia asta. Pentru că și tocmai de asta am vrut să intru în direct, pentru că e prima dată când fac chestia asta, dar foarte chiar am simțit nevoia să spun că e foarte important ca oamenii să conștientizeze, pentru că astăzi e Naomi Osaka, da, e vorba de ea, e vorba de vai de mine, dar mine s-ar putea să fie un prieten de-al tău care e căsătorit, are copii, are o carieră, are un mega business, merge în vacanțe fiecare an de... Și ce se întâmplă rău cu ei? Da, e o întrebare. E un lucru despre care noi nu vorbim. Îți mulțumesc tare mult. Cu Diana am vorbit. Vedeți? De astea sunt importante discuțiile astea. Promit că o să revin la subiectul acesta. Dacă mai avem telefoane și ne dă voie Radu, aș îndrăzni să mai stau două telefoane după ora 14. Da, îmi dă voie să mai stau două telefoane după ora 14. Hai să auzim pe Doina. Salutare, Doina. Bună, Cătălin! Bine ai venit! Cred că o să continui în același ton ca și antevorbitoarea mea, pentru că mi se pare că ceea ce se întâmplă acum cu Osaka este un fel de discriminare la adresa ei. Fata asta, până la urmă, n-a spus să vorbească cu presa. A zis că nu poate, că suferă de o anumită afecțiune. Pentru un profesionist ca ea, ceea ce a făcut mi se pare o mare dovadă de curaj. Pentru că, deși ne dorim foarte evoluați și foarte luminați în ultimii ani cu referire la bolile mentale, de fapt, adevărul nu stă deloc așa. Încă pentru foarte, foarte mulți, boala mentală înseamnă izolare, înseamnă marginalizare, înseamnă frică să nu cumva să fii judecat, deși este o boală ca și oricare alta. Nu am cum să aprob ceea ce au făcut acei organizatori, pentru că nu este normal. Nu este absolut deloc normal. De ce dacă nu e normal? Pentru că dacă acolo ar fi suferit de orice altă afecțiune și ar fi spus, domnule, nu știu, am descoperit o boală rară la inimă, da? Aia o împiedica să alerge, nu să vorbească. Ok. Cam același... Oamenii care trec prin astfel de suferințe, le somatizează la fel ca un om care are o boală fizică. Okay. Cine nu a trecut prin chestia asta nu are cum să înțeleagă, da? Dar un om care suferă de depresie, de anxietate, care face atacuri de panică, nu știu dacă a intrat așa în detalii, somatizează acea afecțiune ca o afecțiune fizică, da? Îți poate pune aceleași bariere. Pentru mine este foarte greu de înțeles de ce niște oameni care nu provin din orice mediu, totuși vorbim despre jurnaliști care ar trebui să aibă un anumit nivel de cultură, au reacționat așa și mai ales organizatorii. Aș face o comparație care nu își are locul, da? Dar este ca și discriminarea pe sexe, da? Sau pe gen, mai bine. Știu eu dacă e așa, incredibil. Pentru că fiecare își apără și propriul business, adică afacerile nu încetează în momentul în care cineva are o problemă. Asta e, ca și persoană publică ți-asumi să ieși în față. Ea este o persoană publică, este un jucător profesionist.
este de înțeles, da? Probabil că are anumite obligații față de cei care sunt în spatele ei, de sponsor, de cei care o susțin. Dar vis-a-vis de presă și de cei care te susțin din față, fanii, să vii să spui așa ceva, iar tu ca și admirator al unei persoane să-i dai în cap și să spui, bă, nu se poate. La ce te referi? A spus că oamenii se așteaptă să o audă, să vorbească, da, să comenteze, da? Că pentru aia plătesc. Eu cred că oamenii plătesc ca să o vadă jucând frumos, da? Da, și cred că în momentul în, în și care... Și doi la mână, oamenii își doresc ceva mai mult, adică... Dacă ar fi niște întrebări strict legate de joc... Fii atentă, Doina. Aș fi de acord. Da. Dăm știrile, a venit Alexa Stănescu, dăm știrile, că înțeleg că avem știri importante. Ne întoarcem la 14 și 5 minute, roagă pe Doina să rămână pe linie, dacă mai poate, știu că e și Romina. Ne auzim după știrile de la ora 14. Europa FM, ora 14. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Alexandra, bine venit! Bun găsit! Vreme rece astăzi, în general închisă cu ploi. Maximele mai cresc ușor între 13 grade locale în Moldova și în estul Transilvaniei și 24 de grade în vestul Olteniei. În București a ieșit soarele, dar vremea rămâne răcoroasă, o maximă de 20 de grade. Ministrul de Interne anunță controle în toată țara la firme care vând explozibili. Se întâmplă în urma posibilului asasinat cu bombă al omului de afaceri Ioan Crișan de la Arad. Lucian Bode spune că vrea să aibă o imagine a pieței de explozibili din România. Am dispus verificarea tuturor societăților care comercializează produse acest gen la nivel național și cu siguranță de aici ne va rezulta și o imagine a ceea ce înseamnă această piață în România. Dar sigur, este un element pe care noi îl luăm în calcul. Ancheta în cazul exploziei de sâmbătă de la Arad este coordonată de Parchetul General. Cercetările se fac pentru omor calificat cu premeditare. Ministerul Educației a publicat modelul fișei pe care elevii o vor completa semestrial pentru a acorda un feedback în ceea ce privește activitatea fiecărui profesor. Fișele vor fi anonime. Elevii trebuie să răspundă în ce măsură sunt de acord cu anumite afirmații, de exemplu, profesorul explică clar materia. Trebuie să bifeze răspunsul pe o scară de la 1 la 5. Nu este o fișă de evaluare a profesorilor, ci o modalitate de a îmbunătăți comunicarea între elevi și profesor, spune Rareș Voicu, președintele Consiliului Elevilor. Metodologia și fișa de feedback reprezintă un instrument de perfecționare pentru profesori. Nu vorbim despre evaluarea profesorilor, ci despre feedback. Această fișă de feedback pe care elevii o vor completa în mod anonim la finalul fiecărui semestru conține mai mulți itemi care țin atât de atmosfera din sala de curs, modul în care profesorul îi implică pe elevii în actul de pretare, legat de timpul pe care elevii sunt nevoiți să-l petreacă acasă pentru a putea să țină pasul cu ceea ce se întâmplă la clasă. Fișa respectivă de feedback poate fi completată cu orice aspecte care sunt considerate a fi relevante.
Fiecare profesor va discuta apoi despre aspectele semnalate de elevi în fișele respective. Rareș Voicu spune că unii profesori au fost reticenți la această idee. Fișele de feedback vor fi colectate de către profesorul diriginte, care le va transmite către fiecare profesor în parte pentru a întări cumva acest caracter anonim. Și mai mult decât atât, în primele săptămâni din semestrul următor, rezultatele feedback-ului vor fi dezbătute la clasă. Și aceasta e de fapt chintesența demersului nostru. Am vrut să pornim și pe această cale am reușit să pornim dialoguri reale, oneste, în sala de clasă despre cum ar trebui să funcționeze orele și sigur că există și mecanisme prin care directorul să monitorizeze acest proces pentru a se asigura de buna lui funcționare. Anchetă extinsă în Maramureș, polițiștii anunță că o femeie din comuna Rușor și-a ucis cei doi copii, unul de 4 luni, altul cu vârsta de aproape 2 ani. Femeia se află acum în custodia poliției. Criminaliștii se află la fața locului, suspecta va fi supusă în această după-amiază unei expertize psihiatrice. Surse din cadrul anchetei spun că femeia are aproximativ 30 de ani și este căsătorită. De 3 săptămâni, bucureștenii au din nou probleme cu furnizarea apei calde. Cele mai afectate sectoare sunt 4 și 5, spune primarul Nicu Șordan. Edilul general a explicat că e din cauza producătorului de energie termică Elcen. Nicu Șordan a menționat că speră ca problema să fie rezolvată într-o săptămână. Problemele care sunt în București de 2-3 săptămâni nu sunt cauzate de noi, sunt cauzate de Elcen, pentru că a decis să intre în revizie simultan cu două centrale. Este semnificativă în sectoarele 4 și 5. După cum știți, aș dori și să preluăm Elcen, bineînțeles plătind statului, Ministerului Energiei contravaloarea, tocmai ca să nu mai fie tot timpul această pasare a răspunderii între Elcen și Termoenergetica, societatea noastră. Vești bune și pentru șoferii care circulă prin capitală. În 2 luni, gropile din asfalt vor fi astupate, cel puțin așa promite primarul general al capitalei, Nicu Șordan. Pe gropile din asfalt am alocat o sumă consistentă în bugetul pe care l-am votat în urmă cu câteva săptămâni. Contractul este semnat, imediat ce vremea ne permite o să vedeți că o să începem să acționăm pe segmentul ăsta. Undeva în 2 luni eu estimez că o să fim bine cu străzile, cu remedierea gropilor din asfalt. Bugetul alocat anul acesta administrației străzilor este de 20 de milioane de lei bani pentru reparația străzilor, marcaje și semafoare. Știrile se încheie aici, continuă emisiunea România în direct alături de Cătălin Striblea. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mulțumim, Alexa Stănescu, pentru știri. 0372069599. Ați sunat în număr foarte, foarte mare astăzi și aș zice eu la o temă complet neașteptată pentru societatea românească. Pentru cine a intrat mai târziu pe fir, reamintesc de unde am plecat. O celebră jucătoare de tenis, Naomi Osaka, pleacă de la Roland Garros spunând că nu vrea să vorbească cu presa și anunță că are depresie, întrebările presei o rănesc, spune ea, se retrage din turneu, asta și după amenințarea organizatorilor că va fi suspendată de la toate turneele de Grand Slam. Eu v-am întrebat astăzi ce părere aveți despre acest caz. Poate un sportiv refuza dialogul cu presa invocând anxietatea? Cum ar trebui societatea să răspundă unor astfel de situații și cum le gestionați voi pe ale voastre? 0372069599. Am întrerupt dialogul cu Doina, care tocmai îmi spunea că întrebările la conferințele de presă ar trebui să fie altfel, să nu-i rănească pe sportivi. Dar cum? Era întrebarea mea. Păi să urmărească scopului pentru care sunt acolo jurnaliștii. Și acela este să discute lucruri despre sport. Da? În momentul în care tu te duci să joci și începi să primești întrebări intime și din viața ta privată, mi se pare deja că se trece o linie de netrecut. Și da, în momentul ăla, cel care este în fața ta și trebuie să răspundă, poate să spună că nu vrea să răspundă la astfel de întrebări. Da și nu, am să-ți spun la această chestiune, pentru că publicațiile sunt diferite, se adresează unor scopuri diferite, dar mai e un aspect, cel puțin aici, specific. Chiar și Naomi Osaka spune, domnule, eu am fost tratată bine de presă. Unde avea ea nemulțumiri este faptul că oamenii ăștia o întrebau foarte des de ce joci mai prost pe zgură. Se săturase și ea de întrebarea asta. Da, ce să facem? Fiecare vede partea plină a paharului sau partea goală. Partea întotdeauna, care așa este.
Dă-ne o soluție. Dă-ne o soluție la o astfel de situație. Sau, de fapt, cu ce ar trebui noi să rămânem? Clar ar trebui să rămânem cu mesajul pe care ea l-a transmis și pe care îl salut. Și să înțelegem încă o dată că dacă nu se manifestă ca și alte afecțiuni, bolile acestea există și sunt foarte invalidante pentru foarte mulți oameni, da? Și că, de fapt, ceea ce a făcut ea este să tragă încă o dată un semn de alarmă, pentru că, așa cum ai spus un pic mai devreme, cum se poate ca un om care a ajuns la astfel de performanțe sportive să sufere de așa ceva? Așa este, cum se poate? Și atunci, acum, noi, ceilalți, societatea în general, oamenii care sunt mai simpli decât ea și care poate nu au suport, pentru că ea are suport în virtutea situației financiare pe care o are, a primit clar suport și de specialitate și totuși ajunge să spună că suferă de această afecțiune. Este un semnal de alarmă. Mulțumesc tare mult, Doina. Să atingi echilibrul în viață este cel mai greu lucru care ne poate fi cerut, nu? Adică e o sarcină suplimentară să echilibrăm și munca și relația cu ceilalți și stările noastre de sperietură, de angoasă, mai ales modul în care ne judecă ceilalți. Până la urmă, despre asta e vorba, despre judecata pe care ne-o adresează ceilalți. Avea dreptate cineva, cred că Diana spunea ceva mai devreme, că fiecare întrebare pe care o adresează un jurnalist conține o judecată. Romina, salutare, mulțumesc pentru răbdare, te ascult. Bună, bună, Cătălin. Mă bucur să fiu în direct. Pentru prima oară în viață fac asta, e un act de curaj. Ai văzut mine. Ce curaj e? Nu e așa, da. Că simți un ghem în stomac? Da, nu vreți să știți câte valuri de transpirație m-au trecut în ultimele 15-20 de minute. Dar să știi că uneori asta. Și pentru mine e foarte greu. Și uite, când am câte o emisiune de asta care e altfel decât celelalte, am și eu un ghem în stomac. Apreciez mult, mult emisiunile astea atât de diverse și eu o să fiu, poate, ultimul apel astăzi, care o să vorbesc din punctul meu de vedere. Așa, zi. Eu o să prezint situația cum o văd eu. Adică mie mi se pare că problemele psihice sunt foarte superficial văzute, mai ales în România. Nu e deloc ca la televizor, cum vedem că merge omul la psiholog, vorbește de 3-5 ori, are o revelație bruscă și îi se schimbă toată viața. Dar nu, e o bătălie continuă cu suișuri, cu coborâșuri, foarte multe coborâșuri. De multe ori, mulți nici nu merg mai departe tocmai din cauza coborâșurilor, tocmai din cauza efectului și rezultatului într-un termen prea lung. Și de aia mie mi se pare că Naomi a avut un curaj maxim să spună nu pot. Nu că nu vreau, nu pot. Nu pot vorbi. Ok. Și cum ar fi trebuit să-i răspundă ceilalți? Ok, mulțumim. Dar societatea, lumea nu e atât de simplă. Nu poți vorbi acum. Mi se pare bine. Mi se pare ok că nu poți vorbi acum. Du-te, regrupează-te, revinoți și ne auzim după. Nu ne transformă. Știi că e și discuția asta. Nu ne transformă asta în niște oameni mai slabi? Adică noi n-ar trebui să fim puternici să răspundem unor astfel de situații. Domnule, asta e munca noastră, astfel o desfășurăm, ignorăm nodul din stomac, mergem mai departe. De ce nu putem? E așa bolile psihice se manifestă atât de diferit pe fiecare om în parte și poate fi un lucru declanșator pentru unul și față de celălalt să fie total neimportant. Păi, și atunci suntem într-o situație în care oricine invocă o astfel de problemă, de acum înainte, orice poate jucător să fie, da. Poate să nu-și mai respecte obligațiile contractuale, obligațiile față de public, sau el are numai drepturi în această situație? Nu are numai drepturi, dar jocul ei n-a fost niciodată contestat. Adică modul ei de a juca, de a performa, n-a fost contestat. A fost contestat modul ei de a vorbi cu lumea, de a interacționa cu publicul. Da, și asta e partea din meserie. Eu asta încerc să spun în momentul acesta, că, domnule, ai și partea asta din meserie. Când pășești acolo, trebuie să stai de vorbă. Eu aici caut o soluție. Există echilibru între lucrurile astea? Probabil există. Poate e așa, cum ai zis mai devreme,
dacă vrei să joci, primești atât. Dacă vrei să joci și să vorbești, primești atât. Cred că asta poate, fie poate ni s-ar părea uimitor că ți-ar accepta să da. Facă switch-ul între... Depinde de diferența de bani. E foarte tare, exact. Da, ideea asta exact. Merită. Mulțumesc tare mult, Romina. Ideea asta e în lead.ro, e scrisă de un publicitar, Loran Balint. Ar merita un pic de atenție. Vrei doar să joci? 10.000 de euro. Te înscrii la cuvânt? 100.000 de euro, că de acolo vin banii mulți. Eduard, salutare! Tu încheie această Salut. Ediție specială de România în direct. Da, mă bucur că am ajuns și eu, am prins un pic. Eu aș merge puțin pe treaba asta cu directorii ăștia de turnee. Adică cei mai mulți oameni care au vorbit aici au fost în asentimentul lor, de Naomi. Uh-huh. Noi, ca oameni, înțelegem. Ești o boală, e gravă. Unii știu despre alții, nu, dar e clar că e gravă. Eu nu cred că a jignit ea. Ea a zis, nu pot să merg mai departe. Și atunci s-a retras. Treaba, sigur că, pe la urmă, e și tehnică. S-a semnat un contract. În contractul ăla are obligația de a merge la interviuri. Nu-i așa? Exact. Eu nu sunt sigur. Deci e obligată. Uh-huh. Dar, pentru asta, ea a plătit o penalizare, nu? Da. E, deci... Cumva și-a onorat contractul. Dom'le, eu mă retrag, dar îmi plătesc penalizarea, asta e, mi-asum. Nu vreau să jignesc pe oameni, nu cred că ne-a jignit pe noi, privitorii, dar întrebarea mea este, de ce e mai prejos depresia decât o gleznă ruptă? Că dacă avea o gleznă ruptă, toată lumea ar fi zis, da, dom'le, am văzut, nu poate să meargă, nu mai poate să joace, gata, o înțeleg, are depresie. Nu, nu cred. Cum a zis al doilea vorbitor. Că nu se vede. Puerilă. Că nu se vede. Nu cred eu că are depresie, dacă ea are. Adică, cum, din ce poziție analizez eu treaba asta? Că nu se vede, de-aia. Depresia nu, nu e vede, palpabilă. Exact, exact. Da. Nu se vede, nu o pot atinge. Nu pot. Și asta, asta e lumea, asta e lumea în care trăim. Și atunci tu, ca director de mare turneu, e o gândire de-asta, de multinațională. Nu mă interesează omul, mă interesează să-mi câștig eu, să am eu profitul, să meargă mie treaba mai departe. Dar ție-ți merge treaba oricum. Ce-i câștigat tu că ai penalizat-o pe Naomi? Tu mergi cu ceilalți mai departe, tu oricum câștigi. Ai pierdut 10.000 de spectatori care veneau special pentru ea. Da, asta mă deranjează pe mine, știți? Da, e o afacere cu multe unghiuri. Sigur că aceste corporații uneori par neomenoase, dar totuși ele oferă un produs de o anumită calitate, stabil și sigur, pe care așa tu e. Plătești tot timpul. Culmea culmilor este că în acest moment fiecare cetățean de pe planetă sau fiecare cetățean al unei țări în care acest turneu este transmis, plătește ceva. Că știu, dacă știu, intră în televizor, asta, plătește. Da, păi, da. Exact asta așa spun e. Și ei. Băi, eu ce fac? Că eu trebuie să livrez chestia asta. Ce fac? Acum, fiecare da, care va veni, lor le era teamă de un precedent. Și spuneam așa, dom'le, dacă posibil. Ei acceptăm chestiunea asta, mâine, păi mâine nu mai vorbește niciunul. Da, dar te pui cu omul care trece prin depresie. Nu știm cum e în interiorul lui. Nu știm ce frică are de vorbit în public. Nu știm ce frică are de vorbit de chestii personale. N-are legătură că e genială la tenis. Că au mai zis două femei. E genială la tenis. Noi nu suntem genial la orice. Din contră, când ești genial la un lucru, ești în extrema cealaltă la alt lucru. S-a dovedit asta. Și atunci nu pot să judec din punctul ăsta de vedere. Nu pot. Adică cine sunt eu să judec depresia unui om? Aici e mare dreptate. O să termin cu acest gând. Îți mulțumesc tare mult. El a fost Eduard. Intrăm într-o nouă epocă, să știți. Ea vine de ceva vreme. Multe dintre lucrurile pe care cu ani în urmă le consideram așa ușoare, astăzi capătă o altă greutate. E o întreagă zonă de probleme la care omenirea și noile generații se uită altfel. Aceasta este învățătura acestei emisiuni de astăzi și pentru că ați sunat atât de mult, vă asigur că o să ne întoarcem la tema asta și poate ar trebui să vorbim despre cum se întâmplă efectiv în România lucrurile astea. Ce se întâmplă dacă ai nevoie de ajutor? Dacă ai depresie, atac de panică? Ce spun colegii? Ce spun șefii tăi? Cum se uită un angajator la tine căruia îi spui astăzi mă simt așa un pic, sunt picat? Zâmbește, Radu Constantinescu, zâmbește, dar... Ia încearcă această schemă la locul de muncă. Cum acceptă oamenii din jurul nostru? E o emisiune viitoare pe care o să o facem, sigur. Salut, Radu, mulțumesc că mi-ai dat un sfert. Salut, Cătălin, și chiar îți doresc să mai abordez subiectul ăsta în emisiuni, pentru că, uite, din motivul ăsta avem și noi la Europa FM Psihologia Relațiilor în fiecare lună exact. Cu terapeutul Gaspar Gheorghi. Gaspar a povestit de multe ori și a venit cu... sfaturi foarte bune în sensul ăsta. Și de la el înveți, exact, înveți o grămadă de lucruri. Ce să faci? Suntem în situații de viață
Uite, mai continuăm emisiunea asta, nu mai povestim la 3:20. Uite, de exemplu, eu când vorbesc în public, în public cu oameni vii, adică pe o scenă, simt că leșin. Simt că leșin, aici n-am probleme. Dar m-am dus odată la Oradea, la o chestie de vorbit, la un festival de vorbit, în public, am crezut că după 3 minute de vorbit, mi-a venit să cer un scaun. Am crezut că mă scurg acolo, era să leșin. Mi se întâmplă și mie, da. Stai liniștit. Este îngrozitor. La evenimente cu foarte mult public și așa. Aici trebuie să învățăm să... Stăpânești emoțiile și să... Sunt oameni făcuți pentru asta, sunt oameni făcuți să alerge, sunt oameni... Bă, da, semnasem pe de altă parte că mă duc acolo. Deci banii ți-i luai, oricum. Nu, era gratuit, dar le promisesem oamenilor că vin, da. Hai să terminăm într-o notă bună. Mi-a plăcut dezbaterea de astăzi, a sunat foarte multă lume și am auzit idei interesante, dar vă las cu Radu, ne auzim pe la 3:20, 3:30. La rațiunea zilei, te așteptăm, Cătălin, mulțumim frumos. Spune-o.